Aici, salut! Ce mai faceți? Bine v-am regăsit la un nou episod. Pui! Pui pe sus, pui pe jos, mai mult pui pe jos, în creșă. Astăzi va fi vorba despre pui. Forța sezonului 2020, viitor, așa cum zic unii. Am pui destul de mari la reproducție și pui abia ieșit din nou și pe drum de la zburători, plouă. Așa este, plouă tot timpul în țara asta. Bă, bine că plouă. Aici avem pui din compartimentul de reproducție. Sunt de pe reproducători. Mai am doi acolo sus undeva. Partea aia, 163 cu 4-4 de vista aia. Și batem burcul de acolo. O să vă povestesc care treaba și cu ei acolo, de aia țin sus. Sunt pui de peste tot. Doar un singur pui de naștere la Laubac nu a ieșit din nou. N-a putut ecloza, n-a murit în nou, știți foarte bine din celălalt video. A fost fratele lui de acolo, ceilalți sunt ok, 100%. Mai avut ceva probleme cu un pui din cei doi menționați de sus. Eu îi dau pe podea, trebuie avut grijă pentru că este ceva umiditate. Dacă aveți, nu aveți umiditate în crescătorie, nu e problemă. Dacă este umiditate în crescătorie, este foarte bine. Eu pun flamingo, flamingo ăsta, cuiburile astea din polistiren, ăsta este polistiren, nu este Ipsos. Da, și izolează foarte bine și le mai fac așa un dreptunghi al lor cu paie și le pun paie fresh tot timpul. Pentru a nu răci. Este umiditate aici pe podea și nu este ok. Porumbei nu se împacă cu umiditatea. Am venit să le dau mâncare, trebuie să le dau mâncare, mă așteaptă. Crit, așa cum știți. Păi, de la vârsta asta la 3 săptămâni este ok să dăm pe podea. Vor fi hrăniți mult mai bine și se vor obișnui ei să se alimenteze. Vor învăța deja la nivelul ăsta, vor învăța unde este răbătoarea, cum se bea apă, cum se ciugulește și multe chestii pe care le învață ei de la cei bătrâni sau unii de la alții. Să știți că nu vor rămâne pui nehrăniți dacă au aceeași vârstă. Toți vor fi hrăniți și se vor fi hrăniți mult mai bine. Nu știu cum, se stimulează așa unul pe altul. Și unul dintre motivele pentru care eu obișnuiesc să dau podea repede este faptul că femelele atunci când, unele dintre femele atunci când pui ating vârsta de 3 săptămâni, să zicem, încep să fac ouă din nou, așa cum a făcut femeluța asta, și există un risc atunci când avem, să spunem, pui în cuib și femelele fac ouă în cuib, riscul este cel de avea ouă crăpate, sparte. Puiul nu le menajează, puiul stă pe ele acolo și le sparg. Cu toate că noi vom pune două cuiburi aici. Eu am avut două cuiburi pe fiecare compartiment, să zic așa. Dar puiul se duce așa dintr-o parte în alta. Este un pui voiajor. Adică el face așa un voiaj între cuiburi, să înțelegeți. Indicat ar fi să punem undeva pe colț un alt cuib și femeia se duc acolo să facă ouă. Iar puiul să stea jos, nu poate să ajungă sus. Dar nu este sigur că femeia va prefera acel cuib de sus. Au. Așa că e mult pe podea să eliberez cuiburile. Deja eu adus ceva paie acolo și cred că în săptămâna asta vor face din nou ouă. Aici este cuibul lui Mr. Battenburg ăsta. Și i-am mai scos pui din el destul de mulți cu altă femeie la anul trecut și am avut o femeie tot anul trecut, în 2018, așa, pe sfârșitul anului 2018, și a observat că are o carență în a produce laptele de gușă el. De ce? Spun asta pentru că pui până încep să intre pe mâncare semi-udă, umedă, nu prea se desportă, ce puțin dintre ei, semn că doar femeia la produce suficient lapte de gușă în cazul acesta asta, de vista asta, și nu, el cred că are o carență, deci nu poate produce suficient lapte de gușă, poate deloc, și puii sunt răniți doar cu laptele de gușă a ei, pentru că tot timpul este un pui care nu crește din ei doi până încep să intre pe mâncare semiudă, respectiv boabe, după care explodează. Bă, eu îi salvez cu alune, adică na, le dau alune și alune de pământ și cresc, nu-i problemă. Unul dintre ei era cât pe ce să nu mai fie, cum îmi place mie să zic.
trecutul ăla cu alb de acolo și celălalt este destul de ok. Asta este motivul, pentru, cred eu. Pentru că el a fost cu alte cu femeile diferite și aceeași chestie s-a întâmplat, dar nu și cu pui de la celelalte femei. Ce vrei tu? Tată și fiică și pui sunt destul de ok, adică nu, ok, sunt pui normal, nu observ nicio problemă. Unul este acolo, cel de aici, din tată și fiică, celălalt este acolo undeva. Femela aia este o femeluță mică și este micuță datorită consanguinizării. Este destul de consanguinizată, să zic așa, și în care se găsește, cred că undeva la 60-65% sânge de George și Staff Tușardin. Cred că ați auzit de cele 10 sfaturi a lui Staff Tușardin. Ei, porumbița asta se găsește și sunt foarte puțini porumbei rămași din linia asta. O să vină un moment când o să povestesc și despre porumbelul ăsta. Deocamdată nu am voie, să zic așa, să spun prea multe, decât că este un porumbel care are în familie păsări cu rezultate de top, de vârf la nivel național, la maraton. Vorbim de porumbei de Yarden, Ian Arden, mă scuza, Yarden. Bă, ce bine combinația asta, Yarden. Porumbei de Arden. Undeva acolo în spate și din aia buni. Ea este mică, trebuie să lucrez cu ceva. Este prea mică pentru Battenburgul ăsta. Și mai am pe ăsta 100% de maraton. Mai am doi porumbei care merg bine la maraton. El bătrân de 2010, el de acolo. Ori o să fac cu el spre sfârșit așa de undeva în vară. Dacă nu, o să fac cu cel de acolo, care este Mark Pullin, foarte 56% din linia aia de Mark Pullin. O să văd cum scot niște pui. Sunt sigur că pui nu-i vor da foarte, foarte mici. Este micuță. Și a revenit în sens că era puțin speriat așa pe ei stătea. Era pe fugă cum ar veni. S-a adaptat, s-a dat după și la alții. Au exact în compartimentul reproducției și nu deranjează. Nici el nu deranjează, nici alții nu deranjează. Ceea ce este foarte bine. Este un super porumbel cu origin super, super. Și o să vă povestesc despre micul ăsta proiect, că e vorba despre un proiect la momentul potrivit. Eu trebuie să scot pui din ea și să-i verific aici. Uite cu ăla aș băga-o. Ăsta se pretează foarte bine cu ea. El e cu femeluța aia care are Gaston, 50% și Jojosa. Mama e original de Jojosa, din 2003 o femeluță. Ah, e cunoscut aici în Danemarca. Hai să mergem și prin partea aia altă, să vedem ce mai avem. Da, crește puii la podea, puii pe podea, la podea. Aveți grijă la umiditate, să nu fie umiditate. Ei învață foarte multe lucruri stând aici jos, socializează. Și cât de curând vor învăța și tabla mulțirii. Glumesc, nu vor învăța tabla mulțirii. Asta mergea în expoziție sotul, dacă în seara la expoziția și dă pui așa pestriți frumos și făcut și cu o pestriță o neagră și fichiat așa, genul Arden cum ar veni. A unde e? Aia e acolo. E acolo de jos. Și nu știu, am scos ăsta sau nu cu costă? Nu am scos ăsta, e sperios așa, nu prea stă. Încă n-am primit pedigreu, o să mă duc într-o zi să-l iau. Pui ăștia voi ține pentru mine. Pentru că ăsta va fi porumbel de reproducție. Băi, e bun, bun ca origine. Din câte mi-a spus, mi-a povestit mama lui bătrână, din linia de cuci, o linie veche de cuci pe care Mogens o are, v-am mai povestit eu. Să trebuie să fie o femeluță. O să-i zic suru. Și l-am băgat cu albastră, cu alb, ca să-mi dea cuci, sper eu. Mai deschis așa un pic. Eu îi vreau un pic mai deschis, surii vreau. Asta lăsă întreaba lui. Trebuie să scoată pui, cred că sunt ciocnite ouăle. Păi ce aș vrea să-i păstrez, să verific pui inițial și ăsta va fi din medie. La fel, ăsta e fiul din Battenburg. Toți puii ăștia de aici, aproape toți, vor merge, știu eu, prin Columbodrome. O să, dacă sunteți interesați să colaborăm pe undeva, să facem un tandem. Dacă nu, vor fi de vânzare. Voi opri așa unul de aici, unul de acolo, exemplu ăștia doi. Mm.
Și ăștia îi puteți cumpăra. Îi băgăm ori la Columbodrou, ori dacă nu, îi cumpărați. Aici este o chestie interesantă. Ouăle astea de aici, ouăle cu minte, au fost boțite, lovite, crăpate nițel așa. Deoarece și pentru că am băgat târziu o femeiuță aici, l-am perecheat, s-a perecheat și a greșit locul 1 cu locul 2. Și până mai dată seama, a intrat ca proastă acolo și s-a lăsat, așa un cui bol în colț și a făcut un pic de deranj aici și a crăpat ouăle alea. Ele sunt eclozionate, sunt fecundate, puii vor ecloziona cât de curând, dar nu știu dacă vor supraviețui. Va fi curios. Eu le-am lăsat. Asta este cel mai bun, îi zic eu, fenomen. Asta este cel mai bun pui de al meu de anul trecut. Îl știți din video-ul ăla, devine primul și la pas încă metru a venit primul seara târziu, restul a venit dimineață. Asta este un porumbel care îi place să rupă destul și să vină acasă. Am doi pui din din el acum, cu o femelă la fel care a venit a doua zi dimineață la pas de kilometri cu încă unul undeva de jos de acolo, din Băl Bătrânul, cu femeia aia de jos. Și eu am așa un sentiment că puii din ăsta vor merge pe Columbodrou bine, pentru că dacă mușnește chestia lui taicu se rupă destul să se plece, la final va fi wow. Ăsta este tatăl Battenburgul și mama Gaston. Am câteva exemplare din frați buni cu el, dar cuplul ăsta trebuie să fie ceva special cu el. Vor mai fi pui de trimis de aici prin Germania, mai vrea un... un băiat vrea 6 pui, mai vrea un alt băiat mai vrea o pereche de pui, dar să fie femeluțe, mai am de trimis așa că de cât, oricum vor fi 30 de pui. Pui sunt și acolo sus. Da, fraților, cam toți au așa câte un campion în prima linie. De exemplu, l-ai dat de loc 1. Ba un as. Eu zic că sunt ok, zic că sunt bine, trebuie să-l nu deranjezi pe ăsta, că ăsta e greu, care vreo 400 de grame, să nu boțească pui. Ne-a dat mâncare, alune, hai să intrăm și aici. 3 femele suplimentare, 3 femele în plus față de numărul masculilor. Asta a fost acolo, n-a avut interes în a se împerechea. Am băgat în compartimentul ăsta. Femeluțele astea s-au împerecheat, sunt două surori. S-au împerecheat, da, și au făcut ouă, tipic, 4 ouă. Bă, ce să le fac? Ia să le bag eu ouă de plastic, le-am băgat ouă de plastic de desubt și le-a trecut pe carnețel, data. Data când au făcut ouăle și o să mut un pui, o să iau un pui din cealaltă parte și o să bag sub ele ca să aibă ocupație. Trebuie să-l dau ocupație și lor. Nu știu cât de ok e, dar oricum, ele vor, v-am spus eu în alt video că mă interesează, astăzi porumbițe, două porumbițe strasă maraton și mă interesează ce vor face mai târziu, așa, în cariera lor de sportive. Asta trebuie să dea rezultate la început, dar dacă se mai pierde o femeie, o să ia locul una din astea, vom vedea. Sper să nu se pierdă, dar se vor pierde. Haide! În perioada asta când au pui, eu îi țin pe alune, le dau alune de pământ. Sunt foarte bune. Ei știu zgomotul. Îmi face barang în cui, pac, se duc și iau de acolo. Toți știu, pentru că toți au avut la un moment dat, au primit alune de pământ și după ce le dau de gust, devin dependenți. Adică, mai ales când au pui, la modul grab. Te caută să le dai alune. Și îmi place așa, atmosfera asta în care vine și se hrănesc, te caută, că atât atunci te caută, cât au nevoie de tine, de asta bătrână, na. În rest, nu interesează. Grit, vita mineral, puteți să faceți și voi, luați praf vita mineral, luați grit, cărămidă sfărmată, scoici sfărmate și mai adăugați mâncare de papagale, mei sau știu eu,
ce mai găsiți pe piață și face minuni, este foarte bună și găsesc așa interesul. Lut, cărbunis format cu hlei, nu știu dacă hleiul este regionalist, dar hleiul este un pământ argilă. Lutul ăla galben, lut, pământul ăla galben, argilă, în principiu conține minerale, foarte bună, sunt nebuniți. Și faceți așa un amestec, dacă aveți și vă plictisiți, sare, puteți să puneți așa, sare mașcată, și le faceți un mix, lăsați la uscat lutul ăla, argila aia, se întărește așa la soare și o dați acolo și eu ciugulesc. Așa facem eu acum vreo 15 ani în urmă. Ia să dau și în partea aia. Hai bă, îl bătrân, hai, hala tata. Bravo. Pornobilul ăsta are 9 ani, așa cum am spus, și are o rezistență fantastică. Niciodată n-a fost bolnav, nu a chiulit de pe acasă. Are ceva aparte în ceea ce privește vitalitatea lui și rezistența. De-aia a ieșit și campion la etapa aia de Essen, memorabilă. Pentru că a fost o căzi cariculară atunci și foarte puțin porumbei. A fost, nu știu dacă nu mă înșel, 4 pe grup și cred că primii 20 național. Tare bucuros am fost. Aici avem primii 2 pui din acest sezon, spărgătorii de gheață. Da, am lăsat părinții împreună acum mult timp. Și au ieșit ăștia doi. Fain, amândoi, v-am spus, sânge de Govert în ăștia, Josef Govert și Gaston Van de Vover. Mai au sânge de la de Casert, Maurice Casert, e maraton distanță lungă cu Nazac prezent în pedigree. Ceva campion național. Normal trebuie, mama lor este soră bună cu un porumbel care a fost as distanță lungă pe toată secțiunea mea cu câțiva ani. Și sporumbei care ar trebui să zboare pe lungă. Tasul, tatăl ăștia 2 as, 7 as, scurtă și medie. N-a fost bura lungă. Și după cum v-am spus, după cum ați auzit Maurice Casert, da, vă puteți da seama că pot bura și lungă, zic eu. Dar o să vedem, trebuie verificat. Știu că mama lor e ok. Tatăl lor nu cred că are produs vreodată. A fost unde al citația în care crescătorul a renunțat la o mare parte din porumbei și în special zburători, deoarece și pentru că s-a mutat. L-am cumpărat eu pe tatăl lor, a fost piesa de rezistență și am avut un frate, unchiul ăsta, care a fost vândut un albastru cu alb. Trebuie să dau afară, sunt singur, mi-e frică așa un pic, că e perioada asta periculoasă, vulnerabilă pentru porumbei. Trebuie să-i scot afară, atâta timp cât ies de câteva ori afară, este suficient pentru mine. Vor rămâne, nu vor fi sperioși așa speriați de vine, este curios. Sunt foarte mișto la mână ambii și foarte drăguți așa de fel. Așa arată alunele de pământ pe care le cumpăr. Sunt cumpărate, comercializate în magazinele alimentare din Danemarca, am pus că cred că unul, două dintre ele și le găsim așa în forma asta, în ambalajul ăsta, la prețul de 4 euro, avem un kilogram aici, un kilogram exact, și ăștia le dau, danezii au grijă de vrăbiile lor și de păsări de merlă, asta e o merlă, mai mult pui de merlă și asta este o vrabi și le dau la vrăbi. Au așa niște căsuțe pe undeva, după cum vedeți în această ilustrare. Toată mâncarea, gata de copac, până alune acolo, vin vrăbile astea păsări și le mănâncă, eu le dau la porumbei. Sunt foarte bune și sunt nebuniți după ele. Și acum ne dăm desert. Ana! Să cadă!
N-ai voie afară. Cei de acolo sunt la a treia pereche de ouă și cea de acolo la a doua pereche de ouă, una de pui clozenată, ați văzut acolo, în celălalt compartiment, la compartimentul supărătorilor, și deja a doua pereche de ouă pe care îi vor păstra. Aia de acolo este fică din șontorogul și de vista aia, mult florengel să ne ia. Florengels ăștia au, vorbește Florengels, au rezistență mare și mulți fac cu Van Dijk, Kopman, să le dea viteză și Gaston. Ăștia și de Gaston au viteză, dar rezistența cred că este în porumbii de Florengels. Cam atât pentru astăzi, sper că v-a plăcut. Dacă vă place, dacă v-a plăcut ceea ce fac eu, nu uitați să mă motivați. Cum mă puteți motiva? Foarte simplu, apăsând butonul de subscribe, dați un like, un share, toate șmecherile astea pe care sunt sigur că le stăpâniți. M-am gândit să fac videourile astea în mai engleză. Nu știu câți dintre voi sunteți de acord cu chestia asta. Lăsați acolo un comentariu, un mesaj. Bă, sunt de acord, nu sunt de acord. Făcând videourile astea în mai engleză, engleza mea este mediocră, dar mă pot descurca. În felul acesta aș putea să mă adresez un număr mai mare de persoane, de peste tot, din lumea asta. Mă gândesc că am acolo este pragul de subscriber pe care pot să-i ating folosind limba română ca și limba de comunicare. Haideți, dați-mă multe subscribe, poate ajunge la 10.000 și mă mai gândesc. Vă salut numai bine și lăsați acolo un comentariu dacă vreți să mai vedeți ceva, vă mai interesează ceva. Eu, mie îmi place așa, adică când în când să răspund în funcție de timpul pe care l-am. Puii pe care ați văzut din compartimentul de reproducție de zbor îi puteți cumpăra și de reproducție undeva prin toamnă. M-am spus, este mai nasol așa cu transportul, dar se poate rezolva, să zicem. V-a plăcut ceva, îmi scrieți și poate rezolvăm cu un transport ceva pui, dacă nu putem face tandem la un columbodrom. Încă mai este timp, este timp de fapt, acum este frenezia, de-abia acum a început nebunia columbodromele. Dacă vreți să facem un tandem, să trimitem pui împreună, îmi puteți scrie și putem discuta. Numai bine, pe data viitoare!